Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem, dragii mei, mesaje. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurpa, disponibilă în 14 limbi. Hai să vedem, dragii mei, ce trebuie să știți. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți interesați. Hai să vedem, dragoste, carieră, bani, surpriza, ce se întâmplă pentru tine. Ce trebuie să știi. Bun, avem aici asul de bâte, faietonul, 7 de spade. E ceva ce nu-ți convine, ceva ce nu-ți place în legătură cu un drum. Poate să fie și o persoană de la drum care e puțin supărată, da, sau care e puțin trădată, mințită sau știu eu ce probleme. E ca o nedreptate aici, da? Ca o nedreptate care s-a făcut sau ca o nedreptate pe care cineva o face. E cineva care vrea să plece, vrea să se sustragă de undeva anume. Vedem personal, vorbind, avem lumea, deci aici e clar o eliberare pentru tine din punct de vedere emoțional. Te simți în lumea ta, te simți bine. Lumea reprezintă și un moment de pace. Deci, unii, poate aveți legătura aici cu zona străinătății, da? Poate aveți un prieten plecat undeva sau poate vă vine cineva. Este un răspuns pozitiv aici, da? Pe care îl văd eu, dar și un moment de împlinire, de liniște. Ce urmează? 9 de cupe. Uite, o bucurie foarte mare pentru sufletul tău. 9 de cupe înseamnă liniște, înseamnă un moment în care te simți la nivel înalt din punct de vedere emoțional. Și tot 9 de cupe, să știi că poate să însemne și o veste pozitivă care apare. Da? E această senzație de împlinire, e această senzație de liniște din punct de vedere personal. Deci dacă aștepți un răspuns, să știi că acesta este pozitiv. Hai să vedem tarotul ce zice, da? Să vedem lumea despre ce vorbește, că înseamnă un succes, înseamnă un moment în care parcă te-ai eliberat de o situație ciudată, tensionată. Da? Pajul de cupe avem aici. Deci o veste bună pe care o primești de la un copil, de la o persoană mai tânără. Spânzuratul avem aici. Deci are legătură cu ieșirea dintr-un blocaj, ieșirea dintr-un sacrificiu. Pentru unii poate să însemne și un moment de maturizare. Da? Aici avem o legătură cu zodia pești pentru unii dintre voi. Este cineva care se sacrifică, da? Hai să vedem, 9 de cupe. Moartea. Aici, deci, e clar, se finalizează ceva. Poate să însemne și o legătură cu zodia Scorpion, dar și un moment de eliberare pentru tine, da? Este un moment în care te eliberezi, este un moment în care reușești să închizi ceva. Dacă discutăm de dragoste, aici poate să însemne un moment pasional în relația cu cineva anume. Da? Din nou, lumea și cu asul de monede, deci o șansă care apare, o veste bună, o ofertă, ceva care te liniștește. Asul de monede poate să însemne și o nouă persoană în acest context care apare, da? Care apare. Te liniștești deodată. Ce aflați într-o relație? Aici văd că deodată se așterne liniștea, pacea. Și uite, mi-a apărut magicianul, deci e clar aici un nou început din punct de vedere personal. E un moment de transformare. Poate are legătură cu o relație pe care o ai cu un părinte sau cu o persoană pe care o respecti, persoană cu autoritate asupra ta, dar este vorba despre o autoritate morală. Hai să vedem cum stai cu banii, cu partea profesională, valetul de spade. Nu știu, aici
te interesezi de un loc de muncă, vrei să studiezi ceva, ești foarte curios în legătură cu o situație, este o situație necunoscută, poate, nu în totalitate, dar sunt anumite elemente pe care încă nu le știi. Pot fi chestiuni legate de bani, un loc de muncă, acte. Da? Unii pur și simplu poate sunteți interesați să vă schimbați jobul sau poate este o perioadă în care aveți o persoană pe la muncă așa mai curioasă. Apoi avem Cavalerul de Spade, deci un eveniment neașteptat care se petrece. Cavalerul de Spade înseamnă eliberare și înseamnă un moment în care ai niște discuții tranșante, niște discuții puternice cu cineva anume. Este o persoană care vine aici grăbită, da, grăbită, e la atac. Mergi la următoarea etapă, mai poate să fie. Marea Preoteasă, 5 de monede, deci unii poate sunteți în căutarea unui răspuns medical, da? Adică, nu știu, cauți un diagnostic, cauți ceva. Pe de altă parte, văd aici și o persoană care este puțin secretoasă, da? Cineva care se gândește să abandoneze ceva anume, cineva care se gândește să lase în urmă o anumită situație. Și uite, văd un răspuns, un răspuns. Acum, fie primești un răspuns de la un interviu sau primești un răspuns pe care îl aștepți tu din punct de vedere financiar sau profesional. Da? Nouă de bâte. E un moment de teamă aici. Da? E teamă, abandon. Cuiva este teamă de un abandon cu cinciul ăsta de monede. Este o persoană obosită la limita nervilor, mai văd aici, deci nu știu despre ce e vorba, nebunul și o reacție total neașteptată. Nebunul poate să însemne și o eliberare, dar și mult curaj pe care cineva îl are. Unii puteți să asistați la muncă, la niște discuții ciudate, puteți să aflați niște lucruri extrem de importante. Da, e cineva care aici își menține poziția, cineva care se menține ferm într-o situație anume. Regina de monede avem, da? Deci o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Este o veste pe care o aștepți în legătură cu banii, în legătură cu o bancă, da? Hai să vedem surpriza, valetul de monede. Surpriza ține de un nou început. Surpriza ține de o persoană care studiază ceva. Uite, niște vești bune care apar legate de bani, legate de muncă. O veste bună care apare de la cineva și avem șapte de bâte. Da, surpriza este că aici e ca și cum îți ai o mai mare încredere în tine sau este o persoană care se apără, este o persoană experimentată aici care te poate ajuta. Poate pentru unii să însemne și un nou început, da, din punct de vedere personal. Valetul de monede, ia să vedem ce zice valetul de monede. Avem justiția, da, deci o legătură cu zodia balanță. Cineva ia o hotărâre importantă, da? O hotărâre aici ciudată. Avem Împărăteasa, 3 de spade, luna. Deci poate e ceva legat de două femei, da? Poate, nu știu, poate sunt două prietene, două persoane din jurul tău. Cineva aici se simte trădat pe de-o parte, da? O hotărâre aici importantă. Și hai să vedem șapte de bâte. Aici cineva care vine de la drum sau cineva care e pregătit să facă un drum către tine, să-ți fie alături. Mai văd o legătură până acum, la surpriză. Zodia Pești, Rac, Balanță, Taur. Da? Și are legătură cu o victorie foarte mare.
Cineva care este pasional, cineva care, știu eu, este dornic de a lupta, este dornic de a se informa. Poate unii, știu eu, aveți ocazia să cunoașteți pe cineva în această situație. Dar ce văd eu este că e clar faptul că ceva începe să arate altfel. Hai să clarificăm puțin surpriza cu tarotul meu, să vedem ce vrea să zică. Și clar, are, uite, o veste onorabilă, asta e surpriza. E o veste extraordinar de bună pentru tine. Na, și vei reuși ce gândești, dar important e să nu disperi acum, da? Să nu disperi. Ești lăudat, onorat. Deci surpriza este că tu aici vei primi niște vești extraordinar de bune. Da? Apare o responsabilitate, o avansare. Poate în relația cu partenerul, discutați aici despre oficializarea relației. Poate surpriza să țină de o persoană din casa ta sau o persoană care este foarte stabilă. Cununie, relație, invitație și companie plăcută. Deci aici, uite, surpriza e că, nu știu, primești o invitație undeva sau te întâlnești cu cineva și aveți o discuție serioasă privind oficializarea relației, alții poate întâlniți pe cineva, dar e clar că apar niște vești extraordinar de bune. Extraordinar de bune. Hai să vedem puțin și acest oracol ce zice, ce sfat îți oferă. Succes. Deci, este clar aici că tu vei avea succes în legătură cu o situație. Fie că este vorba despre o relație de cuplu, de un răspuns pe care îl aștepți de la un prieten, de la muncă, în general, sau ceea ce ți-ai propus tu, da, vine cu succes. Și e în urma unei călătorii sau are legătură cu o călătorie. Încă un mesaj mai vreau. Oportunități. Deci aici, dacă e să discutăm de dragoste, poți avea mai multe oportunități în dragoste sau poate să însemne și oportunități de carieră, oportunități pe zona profesională. Da? Siguranță, adevăr. Deci ați arisca. Deci e clar aici că ceva se rezolvă. Ceva se rezolvă mult mai rapid față de cum ți-ai fi imaginat tu. Să vedem îngerii romantici, ce zic. Îngerii zic aici de niște probleme în familie, probleme cu o rudă, probleme cu un părinte sau cu niște părinți și avem suflet pereche, da? Acesta este sufletul tău pereche. Da, unii poate, știu eu, aveți niște lucruri vechi, da, de la părinți sau poate aveți niște traume de acolo, niște probleme. Ca și cum te cunoști mai bine cu cineva, pe cât te vei cunoaște mai bine cu o persoană, pe atât se vor lega anumite punți între voi. Pe atât se va lega o relație mai frumoasă. Să vedem și acest oracol. Oracolul vorbește despre o persoană timidă, da? Cineva care nu are curajul necesar și este o persoană care își recapătă puterea înapoi sau poate să însemne și o revitalizare a unei relații de cuplu, acolo unde lucrurile nu mai funcționează. Iar pentru cei singuri, nu știu, poate să apară cineva. Da? Apare cineva. O întâlnire, o nouă iubire, o nouă persoană. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Și nu uita că dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, te invit cu mare drag acolo. Ai link în primul comentariu ca să fii sigur că ajungi acolo unde trebuie. Te îmbrățișez cu mare drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc!